Deci ce videoclip facem azi? Azi, te învățăm să faci design, bro. What the fuck, man? Dracu să învăț eu design, omule. Eu n-am deschis până acum Figma. Deschizi astăzi. Acum? Acum, hai. Alte scripturi nu mai avem. Suntem inactiv de câteva luni și tu vrei scripturi. Parcă văd că mă fac și eu designer. Vedem dacă ai talent. Ca să știți, eu n-am deschis până acum Figma. Dau pentru prima oară dublu click. Mi-ai făcut direct și Dora tot. Acesta este istoricul. Te pun direct pe ăla. Ok. Bun. Ce fac acum? Okay. Okay. Salutare lume, bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul Temirce. Eu sunt Steve, iar el este Doro. Astăzi vom face ceva diferit. În loc ca Doro să stea în spatele camerei, îmi place mie de fel, stau în spatele unui program de editat. Eu îl voi învăța pe Doro, sau cel puțin voi încerca să-l învăț pe Doro să facă web design. Aproape s-a făcut 2020 de când am mai postat noi. Deci astăzi încerc să-mi fac ceva și am un Figma. E prima oară când l-am deschis. Văd că deja e logat Steven, nici măcar cont nu am. Ok, da. Bun. Deci, ca să începem cu începutul, dacă deschizi Chrome-ul acum. Chrome-ul? Ai primul tab, te rog să te duci pe primul tab, okay. Acela. Asta vom încerca noi să recreăm într-un mod mult mai frumos. Deocamdată arată destul de decent, însă sunt unele aspecte care pot fi schimbate și n-ar trebui să ne ia mai mult de 40 de minute. În esență, am mai avut câteva experiențe cu... ăsta e dribble, cred. Vreau să zic o prostie că e făcut în WordPress. În esență văd aici un header, văd câteva taburi. Nu încercăm să recreăm toată pagina, Doro, încercăm okay. Să recreăm numai gen, imaginea. Gen de aici în jos, nu? Exact. Ok. Nu, Doro, deci numai pagina cu România. Okay. Hai că sigur, e we simplu. Primul lucru, dă copy-paste, cred că știi să faci asta deocamdată. Copy la ce? Ok, stop. Copy la imagine. Ok. Clic okay. Cu încredere. Du-te pe Figma. Bun. Ok. Am dat paste, da? Da. Bun. Acum ceea ce trebuie să facem este un lucru ce se numește artboard. Ai auzit de artboard-ul? Artboard-ul și în Photoshop le poți folosi. Bun. Deci, ca să deschizi sau să faci un artboard, dacă te uiți la header-ul acela, vezi mai multe butoane, un da, T, da. Un speech bubble, un pătrat și așa. Ok. Vezi? Da, da, da. Ok. Apasă pe a doua chestie. Asta. Exact. Ok. Bun. Acela este artboard. Ok, bun. În dreapta o să vezi că ai mai multe taburi. Astea de aici, nu? Exact. Sunt preseturi făcute pentru oamenii care nu știu din cap dimensiunile. Du-te la tabul de desktop. Ok, da. Și vezi că acolo ai desktop. Apasă desktop. Încă o dată. Ok. Bun. În dreapta îți arată toate informațiile legate de acel artboard. Vezi weight-ul și height-ul, adică dimensiunile propriu-zise a artboard-ului creat. Bun. Bun. Un lucru pe care sunt sigur că îl știi, care este dimensiunea de Full HD? 1920x1080. Ok, bun. Și ce ți se pare că nu arată bine acolo? În primul rând, majoritatea telefonilor, desktop-urile, you name it, folosesc un aspect ratio de 16:9. Okay. Rezoluția într-un fel e ciudată. Pentru ce ar trebui să văd ciudată okay. Asta, nu? Deci, ai spus mai înainte dimensiunile 1920x1080. Vezi dimensiunile alea undeva? Nu, hai să le schimb. Ok, bun. Am început bine, Doro. Hai, că la asta okay. Mă pricep. Și 1080. Bun. Acum avem aspect ratio cu care ești obișnuit, corect? Da. Ok, stop zooming. Da, acum dau așa, alt. Bun. Poți pur și simplu să nu apeși pe alt, să ții apăsat și să dai drag. Apasă Z, pur și simplu apasă mouse-ul, dai drag. Da. Ok, let me help you. Okay. E mai greu cu mine. Ține apăsat pe alt. Alt. Dai zoom. Ok, vezi că dacă faci asta îți mișcă în sus și în jos, da? Da. Ok, ține apăsat pe control acum. Control. Și dai zoom. Ai dat control Z cumva? Dai control shift Z de mai multe ori. We are back. Bun. Ține apăsat pe control. Și dai scroll. Nu mai apăsa control Z.
Bun. Control și scroll. Ai învățat cum să dai zoom in și zoom out. Mulțumim. Primul lucru când te uiți la pagina cu România, ce ți-are în ochi? Faptul că sunt într-un fel împărțite în două părți. Este partea din background și conținutul paginii. Ca să te ajut. Ok. Ce o să fac acum este să tai, să te concentrezi pe ce ar trebui. Ok. Aia este la ce trebuie să te concentrezi tu. Primul rând, văd aici un buton. Odată ce văd chestia asta, mă duce cu gândul faptul că ar fi în lateral încă un element. Un meniu. Un meniu, așa, un meniu. Ok. Scuze. Dar mai văd și încă o chestie sus, alte meniuri. Mai văd și un search bar. Text mare centrat pe mijloc, ceva subtitlu și un buton de Explore Now care mă duce cu gândul că mă redirecționează către altă pagină. Butonul de social media și next, cel mai probabil asta este o pagină de prezentare sau nu știu, un next photo, cel mai probabil, I don't know. Primul lucru pe care îl putem observa că este, ca să spunem, greșit la această pagină, ceea ce va trebui noi să redresăm, este faptul că avem și un next button, okay. Avem și un explore now, care în mod normal fac cam aceeași funcție, nu prea are rost să avem ambele. Okay. De asemenea, cum ai spus tu, mai avem un meniu din stânga, un hamburger meniu, așa se numește, pentru că arată ca un hamburger. Vai, mi-e foame deja. Și mai avem și un meniu cu tab-uri. Iarăși o chestie foarte useless. Noi, ca să facem cât mai simplu, vom aplica numai tab menu-ul, cel cu Home, Destinations, About, Contact. Ăsta de header. Exact. Și numai butonul Explore Now. Cel de Next Button și Hamburger menu-ul îl vom elimina. Însă încă un lucru greșit la această pagină este contrastul. Nu se pupă deloc, cel puțin textul cu imaginea. Nu-mi dă impresia că popuie. Dar fi după mine, aș fi scăzut expunerea la fotografie din spate. Să fac textul ăla să popuie cumva. Ce ai spus tu este destul de bine. Chiar ar trebui acea poză să fie mai diminuată din punct de vedere al transparenței, ar trebui să fie mai transparentă. Așa, da. Însă, de asemenea, avem contrastul de la home, dacă te uiți negru pe încă un background care este negru. Da, nici mi-am dat seama. Poate când faci hover sau o chestie de genul sau când ești selectat să fie poate altă culoare. La cum am zis mai devreme, dacă o să schimb exposure-ul la fotografie într-un fel să fie mai neagră, să popuie albul, dacă pun butonul acesta negru, nu o să iasă în evidență. Exact, de asemenea și butoane de social media, ori dacă vei, sunt folosite cu culorile lor naturale. Dacă te uiți în special la partea cu Instagram-ul, gradientul acela nu se potrivește deloc cu background-ul ăla închis, pentru că iarăși nu sare în evidență. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să căutăm o poză. Cred că nu trebuie să-ți explic unde ne ducem. Unsplash este unul dintre cele mai bune site-uri. E top notch. Photos, e cea mai faină chestie. E că majoritatea toate sunt royalty free de aici, nu? Da, toate sunt royalty free, folosi, free for use. Și sunt foarte variate și sunt foarte interesante. Și gen acelea, foarte profi. Okay. În orice caz, deci, să ne întoarcem. Să căutăm niște poze din România. Bun. România, țara frumoasă, frumos, dar stai să găsesc ceva mai interesant, dacă e să găsesc. O aici. Poză, landscape, asta. Ok, bun, mai dai o dată click pe poză pentru să-i dai zoom in. Sau poți să dai download și poți să dai direct drag and drop în Figma. Direct drag and drop? Yep. Bun, acum trage poza în artboard. E exact aceeași chestie ca în Photoshop. Dacă țin click pe shift, se păstrează exact același aspect ratio. Spre deosebire de Photoshop și altele, dacă tragi numai de o parte, imaginea se distorsionează. Gen. Dacă tragi de poză în Figma, wow! Se le cropuiește. Exact. Uite, deja uite, postare pentru Instagram. Nice. Bun, ai dat drag and drop în artboard. Acum poți pur și simplu să-l faci cât tot artboard-ul. Bun, asta o să și fac acum. Avem acum o poză foarte frumos pusă. Foarte echilibrată, sincer. Ca să dăm opacitatea mai mică. Cred că aici. Vom adăuga un dark rectangle peste ea. Dacă apeși pe plus, acolo. Nu, la fill, dacă vezi, este un plus. Plus, da. Ok, apasă pe linear. Linear este de fapt un gradient, dacă îmi dau seama. Apasă din nou pe linear din tab-ul care s-a deschis. Ok, apasă pe solid, iar asta ne selectează doar o culoare. Apasă negru pur. Iar jos acolo vezi opacitatea sau acolo unde ai dat click. Uite, și acolo unde ai selectat tu, de exemplu, cu 100% sau acolo. Ok, și fac aceeași lucru.
Ia un 20%. Nu e un 40%, totuși 40%. Bun. Mi se pare acum destul de echilibrat. Al doilea lucru ce îl vom face este să facem meniul cu taburi. În poza pe care am ales-o noi și dorim să o recreăm, meniul este foarte, foarte gigant. Dacă ar fi să luăm poza și să o punem pe un site adevărat, acel text ar fi mai mult de 20% din tot ecranul nostru. Hai ce... să nu vorbesc dacă e să-l văd pe... pe telefon. Mai ales pe PS-ul meu de 4 inch. În design sunt anumite dimensiuni de font nescrise, reguli de font, însă nu o să ne ducem prea mult în asta. Selectăm textul cu T, shortcut, okay. Sau apeși pur și simplu pe T-ul din tab-ul de sus, okay. Cum vrei tu. O, deci ori de aici, ori de pe T. Ok, și vom copia exact tab-urile ce le are introduse și designerul care a făcut partea. Okay. Deci avem home. Acum, ca să avem distanță egală, de obicei poți să pui ori 10, ori 15 space-uri. Deci dă-i iarăși pe text, pune 15 space-uri după home. Ok, și acum scrie următorul cuvânt, care este destinations. Destinations, about și contact. Ok, nu am mai chef de space-uri. Doro cu citurile. About și ultimul este contact. Bun, deci fontul am putea să-l punem de 18 pixeli. Totul este în dreapta. Deci toate informațiile de care ai nevoie sunt în dreapta. Mai mare. Ia să vedem la font. Ca și font, preferințe. Ia Ubuntu. Uite ce frumos e. Ok, acum hai să facem textul alb ca să se potrivească mai bine cu background-ul. Okay. Ca să facem diferența între tab-ul selectat și tab-urile celelalte, poți să selectezi de la destinations până la contact. Iar un mic trick pe care toată lumea le folosește în ziua de astăzi este să reduc opacitatea la acestea. Acolo poți să pui 50% opacitate, iar tab-urile alea automat sunt considerate inactive. Ca și când ai avea hover sau un tab selectat. Am înțeles. A doua chestie pe care o poți să faci ca să fie chiar și mai accentuat tabul pe care ai selectat este să selectezi numai home-ul și să măresc și să-l faci bold. Asta, da. De la regular, acolo unde scrie regular, jos de la Ubuntu, acolo faci bold. Bam. Și acum știi clar care tab este selectat. Delectează textul din nou. Apasă numai o dată ca să selecteze. Așa, bun. Iar dacă te uiți în dreapta sus, ai acele iconițe dubioase, liniuțe și tot felul. Astea, nu? Exact. Line, basically, ți le aliniază la artboard. Dacă vezi, ți le aliniază perfect. De obicei, vrem să le alinăm fix pe mijloc, deci apăsăm pe a doua iconiță. Exact. Ok. Și acum poți să ridici înapoi sus. Și dacă țin pe shift... Dacă ții pe shift, nu se strică distanța pe aici. Următoarea chestie pe care vrem să o facem este să punem search bar-ul. Dacă deschizi acum iarăși Chrome-ul, ai să vezi că sunt multe tab-uri deschise. Avem material design, ok, tot felul de chestii, da? Da. Astea sunt site-urile cele mai folosite pentru iconițe. Poți să te duci, de exemplu, pe material design, iconic font acesta. Dai sus la meniu cheat sheet și cu control F-ul ca să cauți, poți să cauți search. Ok, iar aici vezi că sunt diverse iconițe, da? Ok. Selectează iconița, dai copy, putem să alertăm lumii cum se instalează fonturi. Dai download pur și simplu la un font cu iconițe, îl instalezi pur și simplu cum ai instala orice font. Fonts. Pur și simplu instalezi TTF-ul, scuze. Okay. Dai install, nu print. Scuze. S-ar putea să trebuiască să dai un restart la Figma. Da. Wow, ce tare e asta. Ok, închide-l, deschide iarăși Figma. Bun, și acum încearcă să faci ce am încercat. Bun, și acum vezi că prin minune ți-a apărut iconița. Dar jos îi dau un invert. Adică să faci alb? De fapt nu trebuie că... Iconița este cam mică, de obicei iconițele trebuie să fie puțin mai mari decât fontul. Deci dacă fontul nostru este 12, putem să creștem dimensiunea iconiței. Acolo jos unde scrie material design iconic font, vezi că scrie 18. Da. Poți să-l pui 24 sau 36, alegerea ta. Poți să pui fix lângă text, pentru că în așa fel totul este mult mai accesibil. Ok. Poți să selectezi ambele textboxuri. Poți să selectezi ambele cu shift-ul, dacă ți-ai apăsat. Shift-ul. Dai control G
care este shortcut-ul pentru a le grupa. Mai dai o dată alinierea pe mijloc. Align to center. Avem meniul. Acum ce rămâne este să punem principalul text, care și la noi o să fie România. Romania. La fel toolbar. Okay. Așa. Scrii Romania. Ubuntu Bolt. Ok, și bold. Poți să-l faci mult mai mare, poți chiar să-l faci de 100 și dacă dorești. Cum ți se pare ție că arată cel mai bine? De exemplu, asta este o dimensiune destul de bună. Să apăiești pe butonul ăla de centrat sau să te folosești de guideline-uri, cum vezi acele linii roșii sunt guideline-uri pentru artboard-uri. Îți arată când le aliniezi cu diverse elemente deja puse pe artboard. Nu e centrat. Exact. Deci apeși pe ăla de centrat, okay. Mai apeși și pe butonul acela ca să se centreze în mijloc și îl ai perfect în mijlocul artboard-ului. Dar momentan nu-mi place. Cred că e prea mare textul. Doamne, cămăruța lupește. Ne cerem scuze, dar din acest moment până la finalul videoclipului nu mai avem suport video. Așa că, chiar dacă nu ne vedeți fețele, sigur se înțelege informația din spate și sigur o să învățați cum să manevrați fix. Figma. Era 4 dimineața, ne cerem scuze. Și da, ne-am umplut un pic cu nervi. Ne-am aflat că doar jumătate de oră avem filmat. În orice caz, videoclipul este stellar. Uitați-vă până la capăt. Hai, înapoi. La, uite, am dat clip în video. Bun, acum a doua parte este descrierea. De aia, dacă iarăși te duci pe Chrome, ai să vezi tab-ul cu Dummy Text Generator, care este o chestie foarte folosită de toți designerii. Dai copy-paste. Cred că la fel. Exact, dai paste, faci mult mai mic, de 18 pixeli sau ceva de genul ăsta. Nu, e regular mai întâi. Regular, așa, perfect. Și 18 pixeli. Bun, îl facem iarăși alb. Acum îl centrezi. Și ce ți se pare greșit deocamdată la text? Știu că multe persoane, mai ales când scrii ceva ese, folosesc tool-ul ăla să-ți facă textul să meargă până în capeți. Asta? Și asta, numai că este și foarte mult text useless, care nu cred că cineva ar scrie atât de mult text. Aia, da, maxim 3-4 rânduri terge, încât să fie maxim 3 rânduri de text. Ca să schimbi, cum ai spus tu, ai aici cele 3 iconițe. Apeși pe cel din mijloc și bam, ți l-a pus exact cum ai vrut tu. Bun. Ok. Ah, nu, și acolo eu la tool-ul ăsta mă refeream. Gen când scrie ISS, nu mi-e ok. Alinează pe mijloc, da, cum da. Avem nevoie. Să iau așa și le fac align complet, nu? Ok, fii atent aici o chestie. Dacă selectezi mult mai multe elemente și dai align, nu ți le aliniază la artboard, ți le aliniază la toate. Deci acum ele toate sunt centrate între ele, numai că nu sunt centrate pe artboard. Ok. În momentul de față, iei fiecare element și le dai align. Ok, am înțeles, make sense. Încă un lucru care putem să facem textul este să mai tăiem puțin din el, să-l facem puțin mai mare. Mai tăiem un rând puțin din el. Așa, să spunem că la putem să-l ștergem. Și facem spațierea între rânduri mai mare. Selectez tot textul. Iar acolo unde îți scrie auto acum, unde îți scrie auto, aici. Ok. Poți să dai cu săgeți de sus sau jos ca să crești procentajul de spațiere. Ok, da. Undeva la 150% și este perfect. Office, găsești. Ca și lungime așa text? Ca și lungime e ok cum l-ai făcut sau poți să-l faci puțin mai restrâns. Ok, cam atâta este sweet spot-ul. Îl aliniezi, poți să-l apropii puțin mai mult de titlu. Ca să fie subtitlu. Perfect, avem un titlu și un subtitlu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este butonul. Punem cum crezi că se face butonul ăla, foarte basic. Deci, ținând cont că totul trebuie să craftuim. Ca pe Minecraft, așa. Ok, trebuie să începem de la ceva mic. Cum și în modelare 3D, încep mai toate chestiile de la un pătrat. Cred că așa. Ok, bun, perfect. Un buton se face dintr-un rectangle, un cerc, un whatever și niște text sau o iconiță. Rectangle-ul ăsta este cam mare. Îmi dau și o să... În el ar trebui să fie text de 18 pixeli. Ca să iei într-un fel proporția, scrii ceva de 18 pixeli. De exemplu, explore now sau go here. Și îl centrezi cu butonul. Ok, selectezi. Selectezi ambele elemente. Okay. Apeși și pe... cel de centrare în mijloc. Deci shift. Așa. Și bun, le-ai ambele. Și pe ăla și pe cel de mijloc. Deci ai două. Ai acesta, al doilea iconiță.
Și a treia, care ți-l, unul ți-l alinează pe vertical și unul pe orizontal. A, înțeles, am înțeles. Bun, și acum este perfect centrat. Acum, sincer să fiu, ai cam nimerit dimensiunea rectangulului fără să te uiți cu fontul. Ce nu ți se pare ok la butonul? Nu-mi place griul. Griul. Bun. Dar cred că de aici. Putem să facem alb sau o culoare, dacă vrei să aibă ceva accent. O culoare deschisă ar fi potrivită în momentul de față. Poți să fac un gradient? Dacă te simți destul de încerc. Încrezător. Da. Ok. Nu, asta e de fapt liniar asta. Începem frumos. Prima trebuie să selectez culoarea, așa, ok. Ok. Nu, e ok. Prima oară îmi crește opacitatea, pentru că ai opacitate 0%. Gradienturile, în general, se folosesc cu culori asemănătoare, Doro. Ah. Deci, dacă vrei un albastru deschis, deschis, uite, vezi, cam așa. Poate puțin mai deschis să faci a doua culoare. Deci, gradientul ăsta este unul foarte subtil, însă se observă că este gradient. Perfect. Asta este un gradient destul de bun, de la un albastru deschis la albastru închis. Textul dinăuntru poți să-l faci alb, pentru că dă bine și pe albastru mai deschis. Cu toate că nu se pupă într-un fel albastru cu tot, na, nu știu, nu, parcă nu-l văd acolo, dar lăsăm așa momentan. Ok, lăsăm albastru cum ai vrut tu. Facem alb, perfect. Eu vreau să fie și bold. Poți să-l pui și bold, e încă o modalitate pentru a... atrage atenția așa, unui om. Da, parcă îmi place mai mult acum. Bun, grupează și textul și rectangle-ul. Și acum poți să-l aliniezi la mijloc cum ai vrut să faci mai înainte. Așa. Bun. Mai ne rămâne numai un singur lucru și ăla este social media buttons. Ok, deci... cu social media buttons ai tabul de flat icon acolo. Acela. Okay. Aici poți să cauți orice social media sau orice iconiță în general și ai tone de iconițe cu Facebook. Eu personal recomand, ca să fie totul egal, să facem cerculețe. Deci, a, cerculețe? Al treilea este ok. Sau putem să luăm pur și simplu iconița, numai F-ul de la Facebook și să facem noi cercul, ca să fie oh, mai interesant. F-ul este a 6-a sau asta e ok. SVG. Pentru okay. că aia este varianta vectorială de care avem nevoie. Ok, bun. No. Twitter, iarăși putem să luăm. De obicei Facebook, Twitter, Instagram și LinkedIn sunt cele mai folosite social media-uri. Ok, bun. Poți să dai drag and drop la toate iconițele în Figma acum. Ok. Acum, dacă te uiți, vezi că le scrie numele deasupra. Asta înseamnă că sunt puse într-un artboard separat, ceea ce nu dorim asta. Dacă te uiți în stânga, o să vezi textele cu bold sunt artboard-uri, iar cele cu reguluri sunt pur și simplu layere. Ca un Photoshop, gen când dai merge. Exact. Okay. Deci ceea ce vrei este să selectezi numai layerul din artboard, dai copy, paste, să te duci în artboard-ul de pe desktop, copy, dai în artboard, dai paste și acum îl ai pur și simplu ca iconiță în artboard-ul tău. Fă așa pentru toate. Așa. Bun, acum, ca să facem o șmecherie, poți să selectezi numai una dintre iconițe, o redimensionezi cum vrei tu, cum ți se pare ție că e ok. Este legeriș. Gândește că butonul cerculeț ar trebui să fie aproximativ ca și butonul de Go Here. Deci înălțimea cerculețului ar trebui să fie cam la fel ca înălțimea rectangle-ului. Ok, bun. Acum, vezi în partea dreaptă că ai tot informațiile de înălțime și de lățime. Aia, da. Bun. Ia pur și simplu înălțimea, care este height-ul, dă-i copy, dă-i la cealaltă, o altă iconiță. A, și... apasă pe acea iconiță din dreapta prima oară. Cum? Așa, pe aia, de acolo. A, bun. Ca să, ca să nu... aspect, exact, aspect ca să fie același aspect. Și dacă dai copy paste la height și dai enter, ți le redimensionează la fix aspectul care ai nevoie. Acum hai să facem un cerc de 50 de pixel, să spunem. Ellipse tool-ul, bun. Deci pune 50-50. Bun. Iar acum am să te învăț altă șmecherie, tot cu align-ul. Selectează toate cerculețele, bun. Iar acum vezi că mai
poți să apeși la toate, la align, tot le alinezi orizontal. După aia mai ai și opțiunea aceea, apeși pe tidy up, pe distribute horizontal spacing sau pe tidy up și acum ai spațiu între ele egal la toate. A, doar la elemente poți să faci asta? Da, doar la elemente poți să faci asta. A, că mă gândeam că mi spuneai de mult dacă era și vorba de text. Nu, la text nu poți să faci, okay, din păcate asta. Am înțeles. Ok, bun. Acum tot ce trebuie să facem este să punem iconițele în cercuri încât să arate bine. Deci păstrăm dimensiunea cercurilor și redimensionăm numai iconițele să se potrivească în ele. Adică facem ceva de genul, nu? Îl faci și mai mic. Gândește că trebuie să ocupe aproximativ 50% din cerc, okay, iconița. Prima oară tragi deasupra elipsului respectiv Twitter-ul. De fapt, să le iau pe toate mai jos, nu? Ok, le dimensionez cât se ocupe aproximativ 50%. Mai mic. Mai mic? Mai mic, că ăla nu e 50%, Doro. Ok. Să spunem, atâta este potrivit. Nu este nici foarte mare, nu este nici mic. Ok, bun. Poți să le grupezi după aceea? Da, poți să le grupezi după, okay, aceea. Țin mai mic. A, da, deci cât a crnațul pe lângă ăștia? Da, asta... Asta este un lucru de care trebuie să ții cont, trebuie să pară totul egal. Așa, bun. Totuși așa un pic. Acum și Twitter-ul este mult prea mare, în opinia mea, da, față de restul. Ok, cam atât e ok. Acum poți să recentrezi, okay, elementele cu align tool-ul de care ți-am zis, ca să nu te mai chinui să le pui pixel cu pixel. Vreau să sar direct la ultimul step să... Ok, vezi, și acum nu te mai chinui să pui pixel cu pixel, să le centrezi. Da. Opa, asta că n-ai selectat cercul lui. Da. Așa, bun. La fel și cu ăsta, iar n-ai selectat cercul. Acum putem să facem două chestii. Putem ori cercul să-l facem la fel ca și gradientul de la butonul de la Go Here, ori să facem iconițele să fie ca și gradientul de la Go Here. Asta este decizia ta. Asta însemna că trebuie să mă duc aici și să să copiez codul de culoare, exact. X-codul. Atunci hai când facem chestia asta să fie interesantă. O chestie, dacă te uiți jos la Document Colors, ai deja culorile selectate. Astea două. Exact. Poți să apeși pur și simplu pe culori și ți le pune automat. De fapt, linear așa. Bun. Ok. Iar acum mai ai Facebook-ul, Facebook-ul și să faci cercurile albe. Iar după aia să le poziționezi în josul paginii și am terminat web design-ul. Selectează toate cercurile cu Shift-Control dacă le ții apăsat. Da, dar nu trebuie să le grupezi. Facem la sfârșit poziționarea, acum ne ocupăm de culori. Puteam să le selectez pe toate și... Da. Așa, okay, dă-i prima oară culoarea albă. Ok, acum poți să le grupezi Twitter-ul cu cercul lui. Te-ai prins de idee. Control ce ai zis? Exact, control G. La toate. Acum poți să faci ce ți-am spus la început. Le selectezi pe toate, le dai align pe orizontal. Așa. Așa și tidy up. Acum, ca să, dacă vrei să îl faci distanța mai mică, tot ce trebuie să faci este să muți Facebook mai apropiat de Instagram. Mai apropiat. Fă-l lângă el, pune-l lângă, fix lângă el. Selectează iarăși toate iconițele și mai dai o dată tidy up ăla. Selectează toate, că Instagramul nu știu dacă este selectat. Dă-i acolo iarăși și dă-i acum la distribute horizontal spacing. Horizontal, nu vertical. Okay. O să vezi că ți le pune... La fel. Am înțeles. Ok, poți să grupezi și astea toate între ele. Bun, și acum să dai în line, centru, bam, avem un site. Ok, deci eu chestia asta trebuie să o dau mai departe la un web developer. Exact. Și... Iar încă un lucru foarte tare la Figma, dacă te uiți acolo, ai 3 taburi, design, prototype și code. Dacă dai la code și selectezi un element, hai să vezi că îți arată acolo tot ce ține de afișare. De exemplu, dacă ar fi să selectez numai gradientul din spate, îmi arată gradientul fix, codul, ai CSS, ai pentru iOS codul sau ai și pentru Android codul. Face treaba mult mai ușoară și pentru developer aplicația asta, nu numai pentru designeri.
Am înțeles. De ce stai tot codul din spate? Este CSS-ul. CSS-ul adică partea care se ocupă de look, nu de funcționalitate. Corect, corect. Dar în esență ei tot trebuie să scrie HTML-ul pentru obiectul. Exact, HTML-ul okay. Tot trebuie să scrie ei, numai că nu se mai chinuie atâta să cu scrie ei de CSS-ul. Deci o parte din job este deja terminată de Figma. Bun, deci cam asta a fost. Cam asta a fost pagina cât se poate de simplă, care arată decent. Deci, părerea mea, îmi pare rău că m-am speriat atâta de acest program. Dacă e nu știu ce minunăție, ceva de pe altă planetă, dar nu, precum și Photoshop-ul, cât și Premiere Pro, poate și After Effects, au toate elementele esențiale la îndemână. Adică le poți vedea ușor. Exact. Poți să înțelegi ce face fiecare și odată ce lucrezi într-un fel cu programe asemănătoare, îți ia ceva timp doar ca să găsești butoane respective. Exact. Într-un fel, odată ce știi un program, trebuie să-ți adaptezi munca în funcție de celelalte. Aia e, după părerea mea, singurul downside când e să treci de pe o platformă pe alta sau văd acum pe partea de video editing Final Cut Pro sau Premiere Pro, care e mai rapid, care nu știu cum. În orice caz, mi se pare un tool foarte interesant, mai ales pe partea asta cu code prototype. Ajută într-un fel web developerii să-și facă treaba mai rapid. Cam asta a fost prima mea experiență în Figma. Îmi place. Îți mulțumesc, Steve, pentru ce m-ai învățat azi. Îți mulțumesc că ai avut răbdare să înveți. Da, e 4 dimineața. Cam asta a fost și episodul de astăzi. Mulțumim frumos că te-ai uitat până aici. Dacă te-ai uitat până aici, înseamnă că o să te uiți pe la intro. Outro. Pe la outro. Nu mai contează. În esență, noi suntem băieții de la Temirce. Ne vedem în clipurile următoare. Ne vedem pe atunci. Pa. Temirce. E contul plin de bani, azi e gol, bro. Am boca mult acum, totul slow-mo. Prea fire, frate, bitul radio. Bună ziua, numele meu este Ștevan. Zic că am sufletul de Kevlar, inimă.